Ionuț, victorie muncită. Într-adevăr, a fost o victorie foarte, foarte greu obținută, pentru că Slatina are o echipă foarte bună. Am reușit să câștigăm și pas cu pas sperăm să ne îndeplinim obiectivul. Obiectivul nostru este să jucăm finala pe țară, să ne calificăm din grupă și să jucăm pe finala pe țară, să luăm ușor, ușor, pas cu pas, pentru că mai avem mult de muncă. Ce a lipsit astăzi? Nu știu dacă a lipsit ceva. Important e că am câștigat. Sunt lucruri de pus la punct, sunt lucruri care trebuie să le clarificăm, dar una peste alta au avut și ei destule ocazii, noi am avut și noi ocaziile noastre. Cred că rezultatul a fost și cu puțină șansă obținut. Putea, rezultatul echitabil era un rezultat de egalitate. Cred că am avut noroc astăzi și mă bucur că au reacționat copiii pozitiv în mare parte după prima repriză, care n-a fost extraordinar de reușită, dar a fost un meci frumos, foarte multe ocazii, așa că noi am luat cele 3 puncte, suntem foarte fericiți. Sim.